față dar eu nu sunt care nu știu cum, dar eu spun ca pe poezie. Zice, nu de frica pedepsirii voia ta primesc, eu te iubesc, tăcut Iisuse, fiindcă te iubesc. Nu de dragul plății tale astăzi îți slujesc, eu m-am dat cu totul ție, fiindcă te iubesc. Nu din datină sau formă calea ta pășesc, frumusețea ta mă atrage, fiindcă te iubesc. Și mai mult, mai mult, Iisuse, viața mă lipesc, de ființa ta prea scumpă, fiindcă te iubesc. Și Domnul să ne ajute să-L iubim cu adevărat. E singura noastră nădejde și speranță în lumea aceasta. Dacă oamenii sau diferite forme sau diferite societăți ne dă niște speranțe, ni le dă și sunt vremelnice aici pe Pământ și sunt trecătoare. Și poate apuci de unele să te bucuri și de altele nu te mai bucuri. Dar ceea ce ne dă Dumnezeu este veșnic, slăvit să fie Domnul. Și nimic n-ar trebui să pună amprenta pe viața noastră în lumea aceasta. Și din lumea aceasta. Decât Cuvântul lui Dumnezeu. El să pună amprenta în viața noastră, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să citesc de la Samariteanca, de la capitolul 4 din Ioan, de la versetul 1. Este destul de lung și timpul e destul de înaintat. E și fratele, și fratele Alexandru, și fratele Cornea. N-am să citesc. Dar am spus de dimineață că sunt câteva capcane pe care diavolul le pune sufletul nostru. Să știți că Dumnezeu nimic nu cere de la noi decât ceea ce ne-a dat cu un împrumut. Sufletul. Ăla iubește de la noi. Carnea aceasta e neputincioasă, asta se duce, putrădește. Sufletul. Ăla este veșnic. Și oricum este veșnic. Că intră în viața veșnică sau în moartea veșnică, dar veșnic este. Și sufletul Dumnezeu îl cere înapoi. Ni l-a dat, să-l păstrăm curat pentru el, știm ce s-a întâmplat în grădina Eden, cum s-a ajuns la păcat, dar Dumnezeu a pregătit o salvare pentru fiecare dintre noi, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Aici stă de vorbă Domnul Iisus Hristos cu Samariteanca, dar dincolo de lucrul acesta, să știți că Dumnezeu, de când e lumea, a făcut o strigare și spune aici în Isaia, în capitolul 55, cu 7, zice, toate popoarele chemate, voi toți cei însetați, versetul 1, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Știți ce s-aște? Niște pofte, că nu te satură. Și mereu, mereu încep să le faci și să le faci. Dar nu te satură și nu te satisface. Mi-aduc aminte de un frate odată când era la facultate și zice, mă, zice, am fost în cameră și tăți mereu la chefui sau la băut sau mereu la distracție. Și zice, bă, tu nu vii? Zice, nu. Zice, eu spocăi, nu vii. Bă, zice, ce știi tu ce-i viața? Zice, ce știi tu ce-i distracția? Și dimineața, tăți, au, mă doare capul, bă, numai nu vreau și mare de la cursuri. Zice, mă, ce fericire asta ce o aveți voi? Unde ați fost? Ce distracție, ce fericire aia când dimineața nu te mai poți scola și te doare capul? Ce fericire e? E o fericire trecătoare. Dar fericirea cu Domnul Iisus Hristos e veșnică. Și spune aici, de ce vă dați câștigul muncii pentru ceea care nu v-ați... Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va despăta cu bucoate gustoase. Sufletul știm că nu-i trebuie mâncare. Bucoate gustoase, adică Cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Iată, l-am pus martor pe lângă popoare și ca stăpânitor al popoarelor. Într-adevăr, vei chema neamuri pe care nu le cunoști și popoare pe care nu te cunosc vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău, pentru Sfântul Israel care te proslăvește, slăvit să fie Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de El,
la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, binecuvântat să fie. Avem un Dumnezeu care nu se obosește niciodată, frate. Noi, atât fizic, cât și spiritual, să recunoaștem neobosim. Acei ochi care nu se închid niciodată și acea mână care stă tot timpul închisă, este mâna lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Niște ochi care nu se închid niciodată și veghează asupra căilor mele și asupra căilor tale. Indiferent ce am făcut, este numai mila și harul lui Dumnezeu care ne-a păstrat și ne-a ținut în viață. Nu că unul e mai bun ca și altul. Toți suntem greșiți într-un fel înaintea lui Dumnezeu. Dar încercăm și ne silim să ne găsească la venirea Lui, după voia Lui și în placul Lui, străvit să fie Domnul. Domnul Iisus Hristos, în altă ordine de idei, spune că a lăsat 99 de oi și a mers după una. Îi pasă de fiecare suflet, iubiți frați și surori, de un suflet care se rătăcește din turma Lui, îi pasă. Spune că de mâna Lui nu ne smulge nimeni. Numai dacă sunt eu de acolo de mâna Lui și nu-mi place să stau și nu voiesc eu să stau. El nu ne ține cu forța. El nu bate la ușa inimii mele și deschide cu forța. Numai dacă vreau. Dacă vreau. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul risipitor, după Fiul ăla, eu fost, eu păsat Tatălui. Eu păsat, restul erau acasă, dar unul plecat în lume. Eu păsat și tot timpul să gândea la El. Ăsta e Dumnezeu nostru, care știe că am încheiat un legământ cu El și îi pasă de Cornel dacă odată mă abat de la cuvântul Lui. Îi pasă. O să-ți o dat de Cornel că o să slujească. Și Iisus poate plânge. Și eu nu. Dar îi pasă să știți lui Iisus. Îi pasă. Spune că cine se atinge de copiii Lui, se atinge de lumina ochilor. Îi pasă. Noi suntem copiii Lui Dumnezeu. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Și în altă ordine de idei, Domnul Iisus Hristos spune, am venit, zice, nu are nevoie de doctor, ci sănătoși, ci cei bolnavi. Am venit, zice, la cei păcătoși. Păi ei să-i chem la pocăință, nu cei care se pretind sfinți. Ei au nevoie de Iisus Hristos. Noi toți avem nevoie de Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea ca să citesc înainte niște lucruri care pe femeia aceasta au afectat cu vorbirea cu Domnul Iisus Hristos și era o problemă acolo istorică. În 2 Regi ne povestește aici cuvântul lui Dumnezeu, zice că în capitolul 16, în al 12-lea an, pagina Biblie 408, 2 împărați, în 2 Regi. An al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria, Osia fiul lui Ela, a domnit 9 ani. El a făcut ce este rău, așa, bun. La un moment dat a fost duș, ca să nu răpiți timpul, a fost duș. Și în locul samaritenilor, o mutat pe samariteni de acolo și o dus în alte părți și de localitățile pânghii i-o mutat și o pus alții pe ei acolo în locul lor. Și ăștia nu știau cum să slujească Domnului Dumnezeului lor. Nu știe. Și o găsit până la urmă un preot ca să-l ducă acolo să-i învețe cum să slujească Domnului. Nu vreau să citesc tot cine vrea. Samaritenii, capitolul 24, spune aici. Împăratul Osirea a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim și i-a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. Versetul 18, capitolul 18, de la versetul 1 la 12, mi se spune aici, de la 9 la 12, în al 4-lea an al împăratului Ezechia, care era al 7-lea an al lui Osia, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Sarmasnasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei și a împresurat-o. După 3 ani a luat-o, în al 6-lea an al lui Ezechia, care era al 9-lea an al lui Osia, împăratul lui Israel, atunci a fost luată Samaria. Și ne povestește mai departe, pentru că motivul, pentru că n-ascultaseră de glasul Domnului, Dumnezeul lor, și călcaseră legământului, pentru că nici n-ascultaseră, nici nu împliniseră tot ce poruncise Moise, robul Domnului. Era și pentru samariteni. Și la un moment dat, problema istorică este în Iestra, când o zis samaritenii, mă zice, și noi suntem de poporul vostru, hai să vă ajutăm să faceți cetate. Și n-or vrut. N-or vrut. Și i-o refuzat. Problema istorică. Dar Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 10, că mergeți, să nu mergeți pe calea făgănilor și nici a samaritenilor, acolo. Ce mai degrabă la oile pierdute al lui Israel, dar era un context. O să vedem ce a spus Domnul Iisus Hristos mai târziu.
Era numai în context în care a spus Domnul Iisus Hristos. Adică, nu mergi tu la toată lumea și la ție nu-ți predici, sau cu alte cuvinte. Și pentru asta a spus Domnul Iisus. Prima piedică, hai să vedem prima piedică sau prima barieră pe care diavolul o pune în care să nu vii la mântuire. De dimineața am văzut capcanele care ni le pune după ce ne-am pocăit și după ce am venit la Dumnezeu. Ni le pune la fiecare dintre noi. Doar trebuie să devii. Doar trebuie să fim atenți. Prima. Domnul Iisus Hristos spune aici că obosit, fiindcă trebuie să treacă prin Samaria de la capitolul 4, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Siar, aproape de ugorul pe care îl dăduse Iacob fiul său Iosif. Acolo era o pajiște și o pășune și un defileu extraordinar de frumos. Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Domnul Iisus Hristos, să știți că dacă umbla cineva pe pământul acesta, nimeni n-a umblat ca el. Și cât a umblat el. Și pe jos. Doar numai în Ierusalim atunci, câteva sute de metri, probabil, pe un măgăruș. Pe jos. Cât a umblat Domnul Iisus Hristos în evangelizare, spune că merea prin satul, pe tot locul, prin pustiu, și predica cuvântul lui Dumnezeu, n-a umblat nimeni și nici nu va umbla nimeni. Cât a umblat în 3 ani și jumătate. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui, cel mare și sfânt. Pentru că cu mare efort a ajuns cuvântul lui Dumnezeu până la noi în ziua de astăzi. Și cu mari sacrificii, să știți. Chiar și de vieții omenești. Era cam pe la ceasul al 6-lea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că unde este Domnul, Domnul nu poate să stea așa și ca să intre în vorbă cu femeia aceasta. Dar nu putea Domnul, care Moise s-a lovit stânca și a fost apă, el nu putea să-i se ridice găleata, prin afur să zic, să bea apă. Dar el, care Samson, o făcut stânca, care Iisus Hristos, o curs apă de ea și l-a adăpat. Nu putea, ca să intre în vorbă cu femeia aceasta, zice, dă-mi să bea, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Și acum versetul nou, vă rog să fiți atenți. Prima piedică. Este piedica socială. Femeia samaritană care a zis, cum? Tu, iudeu, cer să bei apă de la mine? Eu samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legătură cu samariteni. Atunci, în contextul în care a vorbit Domnul Iisus Hristos, era problema aia istorică de care v-am spus. Și ei n-au mai avut legături și la un moment dat, apostolii și ucenicii, înainte de a le spune Domnul Iisus Hristos, și vă spun unde o să le spună, ocoleau drumurile care treceau prin Samaria. Să n-aibă legătură. Uitați-vă astăzi. Are legătură. Neînțelegeri la nivel politic. Neînțelegeri la nivel cultural. Neînțelegeri la nivel social. Neînțelegeri la nivel de culte. Neînțelegeri la toate nivelele, la toate consiliile, la NATO, la câta, unul zice mergem pe aici, unul pe dincolo, îi impresurăm nu știu cum, nu știu ce facem. Neînțelegeri la toate nivelele. Și Domnul Iisus Hristos a zis în capitolul 16 din Marcu, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Doamne, dar și la samariteni. Da, spune Faptele Apostolului, capitolul 1. Și la samariteni. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul. Amin. Și la samariteni. Glorificat să fie numele Lui. Amin. A doua piedică, versetul 10 cu 15. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela ce ți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Binecuvântat să fie Domnul. Și am citit în Isaia apă vie, fără plată, fără bani. Tot ceea ce a făcut, a făcut Tatăl prin Fiul, a plătit pentru noi. Mi-a răscumpărat cu sângele Lui, slăvit să fie Domnul. Noi n-a trebuit pentru jertfirea Fiului lui Dumnezeu, noi n-am făcut nimic. Decât nu m-am păcătuit și nu m-am revit. Nimic n-am făcut. Nimic. Binecuvântat să fie Domnul. Piedica intelectuală. Domnul Iisus Hristos aici vorbește despre niște lucruri supranaturale.
Dăm cu tu singură, de apa vie. Ea nu înțelegea. Ea nu înțelegea. Știți că la un moment dat îi trimite pe ucenici și zice, auzi, zice, mereți și cumpărați, zice, de la magazin, de la... Dar zice, auzăți, zice, să nu luați, zice, de la magazinul fariseilor și saducheilor. Așa înțelege ei. O zice să meargă la, să iei pâine. A, zice, precis o zice, zice, să nu ne luăm de la magazinul fariseilor și saducheilor. Să nu a luat. Dar nu despre asta vorbim. Vorbea despre felul lor, cum erau ei, saducheii și farisei. Nu vorbea despre pâinea aceasta care trebuia cumpărată. Dumnezeu când vorbește lucruri supranaturale și sigur că ea nu auzit, vă aduceți aminte de Nicodim. Cu Nicodim, cum mă înțeles? Era omul care merea cu Tora, era un învățător mare al legii și zice, Doamne, dar cum poșo și mă nasc înapoi, încă o dată? Cum mai intru eu în pâinea cele maici și... Adică el a luat-o biologic. Când Domnul Iisus Hristos vorbea de supranatural, naștere din apă și din Duh. Și femeia nu înțeles. Și sunt multe astăzi, în ziua de astăzi, și zice, bă, zice, la voi, zice, se consideră preșcolați. Mulți, zice. Așa e de școlar, se consideră acolo popesc că ar veni, zice, dar la voi e o clasă, așa e, din asta, zice, vorbește lucruri pe care nu le înțelege. Pe care nu le înțelege. Știți că, la un moment dat, ucenicii nu l-au înțeles și nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, până când în Corintei spune că Domnul e acela care le-a deschis ochii. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Isaia, capitolul 55, ne-a citit versetul 8 și 9. Cum, Doamne, cum e greu de înțeles lucrurile astea? Cum știi că e greu? Nu e greu deloc. Ia ascultați. Capitolul, versetul 8. Căci gândurile mele nu sunt gânduri. Gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre. Și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele, binecuvântat să fie Domnul. El nu se întoarce fără rod, fraților. Și dacă se întoarce fără rod la mine, că nu-l doresc eu și nu-l primez eu, dar pe cineva te atinge și se întoarce, cuvântul lui Dumnezeu niciodată, sămânța niciodată nu e aruncată, așa e un întrebai, vorba română. Niciodată! Cuvântul lui Dumnezeu totdeauna se întoarce înapoi și aduce rod. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și cred că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu aduce rod. Amin. Și să aducă în viața fiecăruia și în primul rând în viața mea. O spus Pavel că zice, eu zice, să nu propovăduiesc altora, zice și eu să fiu lăpădat. Să ferească Dumnezeu. În primul rând să aducă rod în viața mea și rod în viața fiecăruia. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și spune Domnul Iisus Hristos, auzi, aici curg râuri de apă vie. Știți ce curg râuri de apă vie aici? Râurile de apă vie aici curg. Nu-i neapărat nevoie că curge un râu de apă vie. Curge dragoste, curge binevoință, binecuvântare pentru cineva ești, facere de bine, aștia curge. Dar lucrurile astea care curg aici, dragoste pentru prietenul, pentru apropiatul tău, în viața veșnică spune în Apocalipsa că vor țâșni ca o arteziană. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Acolo vor țâșni toate lucrurile astea. Ai avut dragoste? Acolo va țâșni dragostea ta. Dacă ți-ai arătat aici și să curgă ca o apă, spune în Amos acolo sau Osea, dacă nu mă înșel, că zice că adevărul și dreptatea să curgă ca o apă curgătoare. Asta nu sacă niciodată. Să curgă în continuu. Adevărul și dragostea și dreptatea să curgă în continuu. Binecuvântat să fie Domnul. Și dacă noi vom avea aici pe pământ, acolo vor țâșni. Ca o arteziană când mergi și bea apă, știți, pe căldurile alea, chiar am văzut acum 51 de grade, era în Indie. Doamne, că eu am umătopesc, că sunt și mai rotund, dar nu. Binecuvântat să fie Domnul. Deci în viața veșnică, bun, mergem la alta. O altă pedică este pedica morală. Că versetul 16 la 18.
Și Domnul Iisus Hristos continuă mai departe convorbirea cu samaritianca și zice așa: du-te, i-a spus Iisus, du-te, te cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns: n-am bărbat. Iisus i-a zis: bine ai zis că n-ai bărbat. Aici, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. În conversația cu Domnul Iisus Hristos și-o dat seama totuși că omul acesta cunoaște despre ea multe lucruri. Și-a început să spună adevărul și să se recunoască. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu, că păcatul este acela care pune o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și numai o inimă necredincioasă ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să dăm păcatul la o parte, ceea ce depinde de noi, că Dumnezeu face mult mai mult. Și să avem o inimă credincioasă și să credem cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a lăsat El. Mulți, și este o vorbă că spune că cuvântul lui Dumnezeu mulți îl interpretează. Cuvântul lui Dumnezeu nu se interpretează, fraților. Cuvântul lui Dumnezeu se trăiește, binecuvântat să fie Domnul. Amin. El nu se interpretează, se trăiește. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În Psalmul 51, de la versetul 1 la 12, spune la un moment dat David și zice: Doamne, zice, fă ca adevărul să locuiască în afungul inimii. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Adevărul e acela care ne face slobozi. Adevărul e acela care ne eliberează, slăvit să fie Domnul. El cere ca să locuiască în noi. Bun, merg mai departe, că timpul trece, mai ești fratele Alexandru, fratele Cornel, am spus, mie câteodată stăt stresat așa. M-a dus odată, nu știu, și o predicat și m-a pus aici, mi-a zis, fraților, eu numai de la o oră în sus predic. Bine, a fost o glumă. Un alt, al patrulea. Piedica religioasă. Femeia ea, mai departe. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oameni. Ea samariteancă spunea, auzi, știu, Doamne, văd că ești proroc. Le cam știi pe toate. Dar zice, părinții noștri au spus acolo, la Ierusalim să ne închinăm. Era templul lui Dumnezeu. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă! Că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Aduceți-vă aminte faptele apostolilor când Pavel stă de vorbă cu ei, zice, ce scrie aici? Zice, unui Dumnezeu necunoscut, nu aveți, zice, la el trebuie să vă închinați. Unui Dumnezeu pe care voi încă nu-L cunoașteți. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Slăvit să fie Domnul. Că Domnul să ne ajute să fim adevărat niște închinători adevărați în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă am stat să analizăm, cum, Doamne, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o stat cu o femeie de vorbă imorală? O stat cu o femeie atâta de păcătoasă? Da. Femeia aceea era bolnavă și avea nevoie de doctor. Și doctorul spune, eu sunt acela care te poți vindeca. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. De aceea, predica asta religioasă e foarte mulți. Și spune problema. Bă, zice, aș veni la voi, zice, dar zice, să atâtea religii că nu știu care e bună. Și Domnul Iisus Hristos a spus aici, în Duh și în adevăr. Binecuvântat să fie Domnul. Nu contează denumirea. Dumnezeu în cer nu se uită la dominațiunile care sunt aici pe pământ și la confesiuni și la ce cum se numește ele. Cum te închini înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și acum aș vrea să trec rapid. Cum Domnul Iisus Hristos dă toate barierele, fiecare barieră la o parte.
Bariera, am spus la bariera socială. Iar am înțeles. Domnul Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu în Tit, capitolul 2, versetul 11, 12, 13. Harul lui Dumnezeu a fost arătat. Pentru cine? Pentru evrei? Pentru samariteni? Sau pentru oricine? Pentru toată lumea. Pentru toți binecuvântat să fie numele Domnului. Iată că harul lui Dumnezeu vine și de la o parte, predica socială. Harul lui Dumnezeu a fost arătat pentru toți. Indiferent de ce categorie socială suntem. Mai înaltă, mai joasă, mai cu școală, mai puțină școală. Harul lui Dumnezeu pentru toți. Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și una din frumusețile lui Dumnezeu, și-a mai spus-o, este că în biserica lui sunt de toate felurile. De toate felurile binecuvântat să fie numele Domnului. Și în Apocalipsa 7 cu 9 spune acolo, după ce Iehoviștii să ia cu cei 144.000 și după aia spune Ioan. Și pe urmă am văzut din orice neam, din orice seminție slăvim pe Dumnezeu, lăudându-L și glorificându-L. Din orice neam, din orice seminție, din orice popor, slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului. Asta face harul lui Dumnezeu. Dă la o parte orice predică socială. Nu că noi n-avem treabă cu voi. Dă la o parte, binecuvântați și slăviți să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos, de fapt, a spus că vă las pacea mea, dar cui lasă pacea? La toți care cred în El, le dă pacea. Și o lasă, nu cum o lasă lumea. Pe o perioadă de sau fac contracte și semnează acolo. Nu am făcut-o în pace de 3 ani. La 3 ani nu ne împușcăm. Dar după 3 ani ne înarmăm și trăgem până nu mai putem. Nu face pactul. Ne dă pacea pentru totdeauna binecuvântat să fie Domnul. În veci de veci. Altă problemă. Rezolvarea problemei intelectuale. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru noi. Slăviți și glorificați să fie numele Lui. Este revelația lui Dumnezeu pentru noi. Este descoperirea lui Dumnezeu pentru creația umană pe care a creat-o Dumnezeu. Slăviți și binecuvântați să fie numele Lui. Că dacă cel rău, sigur că întunecă gândurile. Ne întunecă mintea. Și nu dorește ca să aflăm adevărul. Niciodată. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne-l descoperă binecuvântată pe numele Domnului. Spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 17-18, că cel rău îi face o minte întunecată. Și în Coloseni spune, capitolul 2, versetul 6 și 7, că să fim înrădăcinați adânc în cuvântul lui Dumnezeu binecuvântat să fie Domnul. Să fim înrădăcinați adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Când e rădăcine, este adânc. În temelia aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai gândești că ăla gândește așa, ăla nu. Cuvântul lui Dumnezeu dă la o parte și problema intelectuală. Numai ce rău face ca să ne considerăm noi unii sau altcumva, știi? Cuvântul lui Dumnezeu dă la o parte orice predică. Altă predică, rezolvarea predicii morale. Aici e mai greu de acum. Să renunți la păcat e greu. Și cine spune că nu este greu, vă spun eu că este un vicinos. Pentru că păcatul îți aduce o formă în viața ta și în viața mea, că e perioadă mai scurtă, că e perioadă mai lungă, de plăcere. E greu. Cine spune, mă, mi-au spus atâția oameni care zice, mă, nu mai fumez. Și m-am întâlnit după 3-4 luni, bă, zice, n-am putut. Nu este ușor. Iubiții mei, frate, vorbeam odată cu fratele Moisică care a trecut la Domnul de la Simeria. Bă, zice, taică-mi eu nu am fumat în viața lui. Și după ce s-o pocăie, zice, eu vinit, zice, și m-am gândit la tot ungerie. Sau la, cum zicea în România, să cumpere țigări. E vine să fumeze. Adică diavolul. Știi cum să lucreze cu aia tineri într-un fel, cu aia bătrâni într-un fel. Are lea pentru fiecare. Deci să renunți. E greu. E greu. Credeți că femeia aceasta n-a fost o femeie fără școală, fără pregătire. O știu de Domnul Iisus Hristos și zice, știu, i-a zis femeia, era citită, că va veni Mesia. Și când va veni Mesia, spune aici în versetul 25, că lui îi se zice Hristos, era să ne arate toate lucrurile. Și Domnul Iisus Hristos, eu o să-l zice, eu o să-l zice, care stă de vorbă cu tine. Știa, nu era în neștiință, dar i-a fost greu. Credeți-mă, i-a fost greu. Femeia care a fost prinsă în curvie, și Domnul Iisus a spus, cine are păcat? Să arunce primul cu piatră.
Și femeia, du-te, dar să nu mai păcătuiești, și a spus Domnul Iisus că eu a fost greu. Anumite forme, nu, poate fi păcat de altă natură, dar este greu. Numai că Domnul Iisus Hristos a spus că nu poți să fii iertat până nu te mărturisești. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Nu este iertare. Domnul Iisus Hristos, Tatăl din ceruri, ca noi să fim iertați, o trebuie să curgă sânge nevinovat pentru fiecare dintre noi binecuvântat să fie numele Lui. Piedica religioasă. Rezolvare la cea religioasă. Ioan, în capitolul 14, versetul 5 și 6, spune Domnul Iisus Hristos, eu, spune Domnul Iisus Hristos, în calea, adevărul și viața. Vedeți? Problema religioasă e că mă zice, aș veni la voi, zice, dar sunt atâtea religii și nu știu la care și mă duc. Sunt de religii, care e mai bună, zice? Voi, din profesiunea asta, cum vă numiți? George Ogot, Elinez, noi, care ar fi mai bună? Care ar fi mai bună? Sau aia din România sau care? Domnul Iisus Hristos a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Vino la Domnul Iisus Hristos. A venit o femeie și a zis, auzi, zice, o mărș la un pastor și a zice, măi, eu m-aș pocăi, dar nu m-aș lăsa, zice, ați ridicat astăzi, zice, că eu și îmi las credința. Și îmi las credința mea. Eu sunt ortodox, zice, și așa vreau și mor. Și știți, sos pastorul că te-aia. Dragă Doamnă, zice, eu n-am predicat să veniți la noi, la confesiunea noastră sau la noi. Eu am predicat să veniți la Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul. Iar religia aia, care îți dă voie să faci orice și să umbli cum vrei, nu-i bună. Aia nu te apropie de Dumnezeu. Aia te depărtează de Dumnezeu. Deci eu n-am spus lucrul ăsta. Am spus să se vină la Domnul Iisus Hristos. Iuda, capitolul 1, versetul 26, spune, ce spune acolo? Că adevărata religie este să cercetezi pe văduvă și pe orfan și asta parcă tâti confesiunile le face. Dar neîntinați de lume, aci ca încădientăți. Și Domnul să ne ajute, asta e adevărata religie și închinare care Domnul Iisus Hristos a vrut să o teie din viața acestei femei care au spus că nu au legături. Și în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17-18, spune acolo că și Ioan 4, 23-24, că este Duh și adevăr și ne transformă și ne schimbă care viața noastră făcută de Duhul lui Dumnezeu. El o transformă și ne schimbă. Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, ne transformă și ne schimbă. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Sunt atâtea bariere, sunt câteva care le-am... Așa le-am considerat eu cu care, dar sunt mult mai multe bariere pe care diavolul le pune în viața noastră și în viața tuturor, numai ca să nu vină la Dumnezeu. Dar Scriptura nu este barieră pe care să nu poată da la o parte și nu o dă la o parte. Binecuvântat și slăvit să fie Domnul în veci de veci. Amin. Amin, Domnul.